Salutare tuturor și bine vă regăsesc! În acest scurt videoclip de astăzi vreau să vă prezint câteva metode prin care puteți îmbunătăți calitatea și valoarea nutritivă a alimentelor pe care le consumați, astfel încât ele să poată deveni o resursă mult mai valoroasă pentru sănătate. Deoarece calitatea mâncărurilor pe care le găsim în zilele noastre în comerț este din ce în ce mai slabă, metodele pe care eu astăzi vi le propun sunt foarte binevenite. Metoda presupune adăugarea la mâncare a unor alimente cu valoare terapeutică ridicată care vor juca rolul unor adevărate medicamente pentru sănătatea noastră. Și iată care sunt aceste alimente. Un ulei presat la rece adăugat la servirea mâncării. Adăugați mai puțin ulei la gătit și un ulei presat la rece pe care să nu îl gătiți la servire. Fie că este vorba de ulei de dovleac, de nucă, de cânepă, de in, de sâmburi de struguri sau de măsline, aceste uleiuri conțin acizi grași nesaturați, precum omega-3 și omega-6, zinc, potasiu, dar și vitamine, precum vitamina A, C sau E, cunoscute drept antioxidanți naturali. Aceste uleiuri sunt foarte benefice în scăderea colesterolului, în ulcerele stomacale, în bolile cardiovasculare, precum și pentru întărirea imunității. De asemenea, previn constipația și chiar cancerul. Veți avea în felul acesta asigurat necesarul zilnic de grăsimi bune. Un alt superaliment sunt fulgii de drojdie de bere inactivă. Aceștia contribuie la susținerea sistemului imunitar, la sănătatea inimii, acționând și ei asupra colesterolului rău. Sunt de asemenea o sursă de proteine, minerale și aminoacizi, având și un conținut ridicat de vitamina B, o valoare nutritivă deosebită și cu un conținut bogat de fibre și nutrienți benefici, o are și pudra de urzică, care poate fi de asemenea adăugată peste alimente la servire. Fie că este vorba despre o supă, un sote de legume sau o salată, aceasta se integrează perfect îmbunătățind calitatea mesei servite. Alte alimente care pot completa necesarul zilnic de vitamine, minerale, aminoacizi esențiali și grăsimi bune sunt pulberea de grâu sau orz, precum și semințele crude și decorticate de cânepă, care vor completa foarte bine carențele nutriționale care în timp conduc la dezechilibre severe în organism. Iată doar câteva dintre modalitățile prin care puteți suplimenta alimentația prea puțin nutritivă care se poate procura din marile magazine. Ca și naturopat, consider că deficiențele pe perioade îndelungate de nutrienți esențiali reprezintă primul pas către îmbolnăvire. Se creează o gaură în sistemul imunitar care în timp se adâncește, iar la primul factor venit din exterior, precum un virus, o bacterie sau o traumă emoțională, se declanșează boala ca urmare a unui cumul de mai mulți factori. Scrieți-mi în comentarii dacă v-au fost utile aceste informații și dacă mai cunoașteți și voi alte metode de a îmbunătăți calitatea nutritivă a alimentației. Până data viitoare, multă sănătate vă doresc și toate cele bune! Pe curând!